Tabăra de creație Dunărea și Dobrogea creștină de la Dervent s-a încheiat astăzi. Într-o atmosferă festivă în sala de expoziție a mănăstirii, în prezența artiștilor plastici și a mai multor invitați, a avut loc vernisajul cu lucrările tuturor celor care au participat la această tabără. Ediția numărul 11 a taberei Dunărea și Dobrogea creștină, care se desfășoară anual în cadrul mănăstirii Dervent, a adunat în acest an, în 2016, un număr de 14 artiști, dintre care 12 se află în premieră absolută. Aceasta a fost echipa pe care am format-o, adunând, punând, mai bine zis, la un loc, artiști din țară, atât din nord, din Maramureș, cât și din sud-estul României, evident Constanța atât de aproape de mănăstire, București, Moldova, Botoșani, dar și Moldova cealaltă, Chișinău, precum și Silistra atât de vecină mănăstirii Dervent. La vernisaj a fost prezent și înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care i-a felicitat și binecuvântat pe artiști. În tabără vin mai mulți oameni care stau împreună. Creația însemnează că ei își pun în valoare talentul, imaginația și ascensiunea lor spre infinit. Iată, dumneavoastră ați realizat aici lucrări atât de valoroase. Nu sunt simple lucrări, sunt de fapt niște idealuri pe care le prezentați în picturile dumneavoastră. Se arată aici aripile credinței unite cu lumina talentului lăsat de Dumnezeu și iată, sunteți împreună lucrători cu Dumnezeu în aceste opere de creație. Pentru mine este prima dată întâlnirea cu Derventul, cu mănăstirea, în calitate de artist. Am fost numai într-o scurtă vizită. A fost nu atât o surpriză, că mă așteptam să am aceste trăiri, dar confirmarea mi-a arătat mai mult decât credeam că va fi. Este a doua oară când particip la tabăra de pictură de la mănăstirea Dervent. Un loc minunat, un loc cu adevărat sacru, de care mă leagă amintiri foarte frumoase și mai mult decât aceste amintiri, mă leagă icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului cu pruncul, pe care am avut bucuria de a o restaura în anul 2008. După aceea am venit la tabăra de pictură și am descoperit un spațiu luminos, un spațiu sacru, încărcat de foarte multă căldură sufletească a viețuitorilor de aici. Tabăra de pictură de la Dervent s-a desfășurat în perioada 19-29 septembrie.